Astăzi decidem pentru 15, pentru ziua de mâine, după ce urmează cealaltă bonă importantă de 1 iunie. Și care se va întâmpla dacă avem, ca și până acum, o rată de vaccinare foarte bună, mai bună decât ne așteptăm. Pentru că noi am luat această decizie de a lua unele măsuri mai repede de 1 iunie, pentru că am avut succes în ceea ce privește și rata de vaccinare și rata de pozitivare. S-au întâmplat mai rapid decât ne așteptam și atunci am venit cu aceste măsuri mai repede. Pentru a arăta românilor că merită să te vaccinezi. Și dacă rata de vaccinare nu va crește, aceste restricții nu vor fi ridicate? Nu ne uităm doar la rata de vaccinare, așa cum ați văzut, ne uităm și la pozitivare. Sunt mai multe, sunt mai mulți indicatori la care ne uităm. Dar dacă campania, dacă vaccinarea nu merge în direcția corectă, eu am spus și ieri, putem să tragem și frâna de mână. Până la urmă, nu putem să ne jucăm cu acest lucru. Ce înseamnă frâna de mână? Să venim mai încet cu aceste măsuri. Dar eu cred că românii vor din nou evenimente private, nunți, botezuri, vor să meargă la concerte, vor să meargă în concerte, vor să meargă la mare. Am încredere că este o motivație foarte bună pentru români să se vaccineze.